Bună ziua, mă numesc Chirița Elena, profesor de biologie, grad didacte superior. Și astăzi este nouă o provocare pentru tine. Și anume, voi vorbi despre analizatorul olfactiv și stimul olfactiv. Mirosurile ating corzile inimii tale cu o precizie mai mare decât imaginile și sunetele. Kipling. Știai că la om nasul poate identifica până la 50.000 de mirosuri diferite. Detectarea mirosului este făcută de circa 12 milioane de celule olfactive. Odată cu vârsta, numărul celulelor olfactive scade progresiv. Astăzi la lecție vom explica, în baza unor scheme și imagini, funcția analizatorului olfactiv. Vom identifica în baza unor scheme, fiziologia receptorului olfactiv. Vom descrie, în baza informației vizualizate, etapele transmiterii impulsului nervos de la receptor spre centru nervos și vom estima, prin reflecții, rolul receptorului olfactiv. Cavitatea nazală este formată, după cum știți, din mucoasa respiratorie și mucoasa olfactivă. Mucoasa respiratorie este localizată în partea inferioară a cavității nazale, ocupă o suprafață mare și conține vase sanguine și glande mucilaginoase. Mucoasa olfactivă însă este localizată în partea superioară a cavității nazale, ocupă o suprafață mai mică și este slab vascularizată și nu conține glande mucilaginoase. Funcțiile cavității nazale. Este în primul rând funcția respiratorie. Aerul inspirat se umezește, se încălzește și se purifică de impurități. Funcția olfactivă, având rol de detectare a mirosului. Rolul analizatorului olfactiv constă în a depista prezența în aer a unor substanțe mirositoare, eventual nocive, și participă la aprecierea calității alimentelor și la declanșarea secrețiilor digestive împreună cu simțul gustului. Stimulii olfactivi sunt substanțe chimice, odorante, volatile și solubile care pot traversa stratul de mucus și atinge celulele olfactive. De exemplu, acestea sunt eterice, balsamice, caprilice, aromatice, aleacee. Structura analizatorului olfactiv este formată din segmentul periferic, segmentul de conducere și segmentul central. Segmentul periferic este format de receptorii din mucoasa olfactivă. Segmentul de conducere este calea olfactivă și segmentul central este în scoarța cerebrală. Segmentul periferic conține chemoreceptori în epiteliu olfactiv, detectează substanțele chimice odorante din aer și transmite informația respectivă către nervul olfactiv. Epiteliu olfactiv este format din celule olfactive și celule de susținere. Celulele olfactive sau neurosenzoriale sunt alcătuite din neuroni bipolari, axonii cărora formează nervul olfactiv, iar dendritele scurte trec printre celulele de susținere, fiind prevăzute cu cili, ajungând la suprafața mucoasei. Cilii au rolul de a crește suprafața receptorie. Calea olfactivă o conține. Primul neuron este reprezentat de celulele olfactive, care reprezintă neuroni bipolari, axonii cărora formează nervul olfactiv, iar nervul olfactiv face sinapsă în bulbul olfactiv cu celulele mitrale, axonii acestora formează tractul olfactiv care duce informația spre creier.
Segmentul central îl formează lobii olfactivi anterior și posterior, limbul cortical secundar, hipocampul, ce transformă impulsurile nervoase în senzații olfactive. Concluzie. Oamenii nu interpretează mirosul cu nasul. Celulele nervoase olfactive prezente în căile nazale sunt responsabile pentru captarea particolelor odorante și transmiterea către creier. Creierul este cel care identifică mirosul. Este bine să știi că nervii olfactivi situați la nivelul căilor nazale au o legătură directă cu creierul. De aceea, diferite tipuri de miros pot readuce amintiri. Zona din creier dedicată mirosului este mai mică la oameni decât la animale. Simțul mirosului este singurul simț care are legătură directă cu hipocampul, zonă din creier responsabilă pentru formarea memoriei. Identifică structurile din imagine. 1. Bulb olfactiv. 2. Celule mitrale. 3. Osul etmoid. 4. Epiteliu nazal. 5. Glomerul. 6. Celule olfactive. Cum credeți? Există oare asemănări între analizatorul gustativ și cel olfactiv? Argumentați răspunsul. Sigur că da. Ambii conțin chemoreceptori care percep substanțele chimice. Ambii, atunci când sunt stimulați, participă la declanșarea reflexă a secreției glandelor digestive. Informațiile de la ambii receptori sunt preluate de nervii cranieni, olfactiv versus facial, glosofaringean și vag. Organul receptor se găsește la nivelul capului, în partea facială, corespunzătoare viscerocraniului. Și dacă tot am găsit asemănări, oare există deosebiri între analizatorul olfactiv și cel gustativ? Sigur că există. Și primul criteriu de deosebire ar fi localizarea receptorilor, care la analizatorul olfactiv este situat în mucoasa nazală, la cel gustativ sunt papilele linguale. Următorul criteriu de deosebire este structura receptorilor, care la analizatorul olfactiv este determinat prin neuronii bipolari, la analizatorul gustativ prin mugurii gustativi. Criteriul de deosebire, nervii de conducere. Nervul olfactiv fiind la analizatorul olfactiv și nervii facial, glosofaringean și vag fiind la analizatorul gustativ. De asemenea, criteriul de deosebire este area corticală, care la analizatorul olfactiv este sistemul limbic, la analizatorul gustativ este cortexul parietal și, nu în ultimul rând, senzațiile, analizatorul olfactiv fiind responsabil de senzațiile de miros și analizatorul gustativ de senzațiile gustative. Și acum meditează. De ce după ploaie senzația de miros este mai accentuată? Pentru că substanțele odorante emanate sunt dizolvate în aerul umed. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună în continuare!